Guvernul a hotărât că acordă încă o zi liberă pentru bugetari vineri, 16 august, după cea legală de joi, cu ocazia dormirii Maicii Domnului. Aceasta ar urma să fie recuperată într-una din săptămânile următoare, sâmbăta. În sectorul privat, patronii pot da liber angajaților în temeiul acestei decizii, dacă vor. Mini-vacanțele de acest gen au devenit o practică în ultimii 2 ani. A aplicat-o guvernul ungureanu, dar și cabinetul Ponta. Dacă la Crăciun bugetarii au beneficiat de 6 zile libere prin același sistem al calendarului și au prelungit vacanța de 1 mai, pe care au unit-o cu zilele libere de Paști. Acum se întâmplă din nou și, totuși, hotărârea nu se aplică în cazul tuturor bugetarilor. Din cauza cererii mari din partea persoanelor care lucrează în străinătate, aflate în concediu în țară, în această perioadă, la Serviciul Public Comunitar Regim permise de conducere de înmatriculare a vehiculelor și Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, programul rămâne nemodificat. Așa a decis prefectul Florin Sinescu pentru ca toate programările online făcute anterior să fie respectate. Potrivit legii, în acest an, românii mai au dreptul la câteva zile libere, în care calendarul nu ține cu angajații. Sfântul Andrei este pe 30 noiembrie, într-o sâmbătă, iar 1 decembrie, Ziua Națională a României, pică anul acesta într-o duminică. Noroc cu Crăciunul! 25 și 26 decembrie, zile libere prin lege, vor fi miercuri și joi. Există deci toate premisele ca vineri, 27 decembrie, să fie declarată zi liberă.